la cameră. Un concept nou care îmbină toate cele cinci parte. De când v-a venit ideea asta? De când ați scos-o? Ideea mi-a venit în urmă cu vreo 3 sau 4 ani. Ideea mi-a venit în urmă cu vreo 3 sau 4 ani. Ideea de a avea un festival, un festival mare al Brașovului, al comunității, un festival mare al României. Și de ce? Fiindcă eram gelos pe celelalte orașe, mă gândeam la teatru și era Sibiul, mă gândeam la jazz, era Cărâna, iată, nici măcar un oraș. Muzică clasică, București, marele festival Enescu, poate cel mai mare din lume. Clujul, bineînțeles, cu Tiful și nu numai. Și mă simțeam ciudat ca brașovean și ca iubitor al acestui oraș că la noi nu se întâmplă. Iar în urmă cu un an de zile am decis să începem, am considerat că este timpul să începem, am convocat echipa de management, să spunem așa, am venit cu această idee de a combina 5 arte. De ce? Fiindcă am făcut o analiză a ceea ce se întâmplă în Brașov. Foarte multe evenimente, însă nișate pentru un public ce se îndreaptă doar spre anumite zone. Și asta trebuie să recunoașteți că așa este. Spectatorul de la operă nu merge la jazz, cel de la jazz nu merge la teatru, cel de la teatru nu merge la arte vizuale și așa mai departe. Am, prin acest concept, care eu cred că este primul, nu numai aici în România, ci în lume, ideea de a combina artele, de a-i face pe artiști vizibili pentru spectatori în alte ipostaze. Fiecare demonstrează faptul că fiecare dintre noi poate avea, sigur, are alte pasiuni, unele descoperite, altele nu. Eu sunt muzician, sunt pianist, însă una dintre pasiunile mele secundare, să spunem, este gătitul. Și tocmai de aceea, în cadrul festivalului Tam Tam, prima ediție, vom avea un eveniment special, vom avea mai multe evenimente speciale. Unul dintre ele se cheamă Muzic Culinaria și voi găti împreună cu un alt muzician celebru, Filip Papa, un mare violoncelist, mare bucătar, mai mare decât mine. Vom găti, iar apoi vom cânta pentru cei ce vor gusta din bucatele noastre. Bun, surprize vor mai fi foarte multe. Noi am gândit acest concept pe o perioadă lungă. Știm ce va fi la anul, știm ce va fi peste 2 ani. Depinde foarte mult de resursele pe care le avem. Tocmai de aceea, faptul că implicarea autorităților a fost și reacțiile au fost pozitive, mă bucură. Și iată că putem merge împreună mai departe.